Infracțiunile de orice natură sunt fapte ce pot pune în pericol viața, libertatea și bunurile celor din jur și sunt pedepsite în funcție de gravitatea lor. Evoluția fenomenului ce implică infracțiuni sexuale, de exploatarea unor persoane sau asupra minorilor, a dus la necesitatea operaționalizării de către Poliția Română a Registrului Național Automatizat în care sunt înregistrate și monitorizate toate persoanele ce au comis astfel de fapte. În 2019 apare legea privind înființarea Registrului Național al persoanelor care au comis infracțiuni de natură sexuală și nu numai. De unde nevoia acestei inițiative? Legea 118 din 2019 a fost elaborată tocmai pentru prevenirea și combaterea acestui gen de fapte și în special pentru evitarea recidivei pentru viitor. Așa cum ați spus, nu este vorba doar de infracțiuni de natură sexuală. În aceste lege sunt prevăzute și alte categorii de fapte care vizează libertatea persoanei și tot ceea ce înseamnă infracțiunea la viața sexuală. Mai punctual, despre ce alte infracțiuni este vorba? Aceste infracțiuni sunt prevăzute în lege și încep de la infracțiunile de trafic de persoane. Și aici avem traficul de persoane pentru sub toate aspectele acestei fapte, ne referim la prostituție, cerșetorie, avem proxenetismul, toate infracțiunile de privitoare la viața sexuală și avem violul, infracțiunile săvârșite împotriva minorilor, toate sunt prevăzute de codul penal nou, care a intrat în vigoare în 2014 și de asemenea toate aceste fapte care au fost reglementate și de vechiul cod penal și care au fost preluate de registrul în cauză. Din punct de vedere psihologic, cum apreciați înființarea acestui registru național în care sunt evidențiate persoanele ce au comis infracțiuni de natură sexuală și nu numai? Înființarea acestui registru este una dintre cele mai bune inițiative legislative, cu un impact ne așteptăm noi, destul de serios și concret, la nivelul justiției, la nivelul justiției sociale și la nivelul justiției penale. Impactul psihologic, încă nu-i cunoaștem toate dedesubturile, asta este clar, pentru că suntem doar la început, însă faptul că există această dimensiune conferită de registru, atât pe prevenirea ante delictum, adică înainte de comiterea faptei, cât și prevenirea post delictum, rămasă descoperită, destul de descoperită în ultimii zeci de ani, ne așteptăm ca la o schimbare a comportamentului celor care știu că sunt supravegheați, monitorizați și care vor fi obligați prin lege să aibă contact cu organele de ordine. Cine se ocupă de organizarea amănunțită a acestui registru național? Registrul este organizat la nivelul Ministerului de Interne și administrarea și funcționarea lui se ocupă Poliția Română prin structurile abilitate. Această evidență în registru este constituită separat și nu are nicio legătură cu cazierul judiciar? Sunt două lucruri diferite? Este constituită separat, dar în cadrul aceleiași platforme, în cadrul aceleiași evidențe. Numai că este constituită separat, numai pentru genul de fapte enumerate anterior. Ce se evidențiază mai exact în acest registru? În primul rând, începem cu datele de identificare ale persoanei, domiciliul, reședința sau locația în care se găsește. Foarte importantă este locația, fiindcă supravegherea se face după locul în care se găsește în momentul respectiv persoana din registru. Persoana supravegheată este obligată de lege să furnizeze toate datele biocriminalistice și aici avem fotografie, impresiuni papilare, ADN-ul, care de asemenea sunt implementate în aplicațiile Poliției Române și care sunt conectate la acest registru.
Considerați că în această situație în care infractorii știu că sunt în orice moment localizați, știu că în orice moment toate informațiile despre ei sunt accesate foarte ușor, vor mai avea aceeași deschidere către tentative și către tentația momentului de a săvârși aceleași infracțiuni? De obicei, în astfel de situații, când te simți urmărit sau atunci când, evident, te simți și ești supravegheat conform legii, sunt mai multe opțiuni și sunt mai multe motivații, dincolo de motivațiile personale, adică unii care nu se pot lăsa de acest gen de infracțiuni, din cauza unei patologii psihiatrice, din cauza sănătății morale deplorabile, din cauza traiului peste 9 ani în sistemul penitenciar. Evident că aceste chestiuni pot crea, și în special registrul și prevederile sale, pot crea o presiune psihologică foarte mare, astfel încât să ne așteptăm la o schimbare a comportamentului. Dar, în același timp, ne mai putem aștepta la o altă chestiune, și anume la creșterea rafinamentului comiterii infracțiunilor la viața sexuală. Aici vorbim despre modificarea modului de operare. De ce? Pentru că modul de operare este un comportament învățat. Eu, dacă știu că pe urmele mele este cineva, dacă știu că, scuzați expresia licențioasă, dau consemnat ca atare, va trebui să dau cu subsemnatul în fața organelor de poliție sau organelor de anchetă, voi căuta și modalități prin care să eludez legea și prin care, prin rafinament și prin creșterea caracterului sofisticat a ceea ce fac din punct de vedere al infracțiunilor la viața sexuală, să mă strecur prin spatele acestui registru. De ce? Este simplu. Trebuie să oculesc o zonă periculoasă și trebuie să dizolv atenția care mi-ar putea fi acordată și care vine prin acest registru. Cum se desfășoară informatizarea acestui registru național la nivel central, la nivel local? Din punct de vedere informatizat, există registrul național care este funcțional la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române și administrat de către Direcția Cazier, Evidențe și Statistici Operative. În acest registru sunt implementate persoanele care au săvârșit infracțiunile din lege, care nu au domiciliul în România, sunt născute în afara teritoriului țării sau cetățenii străini care sunt semnalați de autoritățile străine că ar veni în România în anumite perioade și există posibilitatea să comită astfel de fapte și în România. De asemenea, există și un registru la nivel teritorial care este administrat de Inspectoratele Județene de Poliție și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București prin serviciile locale de cazier. Ce obligații au organele de poliție care activează în acest program al registrului? Dacă tot am început cu aceste obligații, aș vrea să menționez și cine efectuează supravegherea efectivă a persoanelor în teritoriu. Și aici, conform procedurilor interne, s-au stabilit că activitățile supraveghere sunt desfășurate de către polițiștii de investigații criminale în mediul urban și de polițiștii de ordine publică în mediul rural. Ca obligații, în primul rând, este aceea de a verifica o dată la 3 luni, dar nu mai târziu de 3 luni, persoana respectivă. Persoanele care se știu luate în evidență în cadrul acestui registru național, periodic au obligații de a veni către organele de poliție? De asemenea, și persoanele din registru au obligația ca la 3 luni, la maxim 3 luni, să se prezinte în baza unui grafic la polițistul de supraveghere pentru a furniza toate datele nou apărute în viața respectivului. Cu ocazia primei prezentări este fotografiat. Fotografierea este obligatorie cel puțin o dată pe an sau de câte ori se schimbă fizionomia persoanei. Este întrebat cu privire la locația în care se va găsi în perioada următoare, persoanele vulnerabile cu care poate intra în contact, și aici ne referim la copii, persoane vârstnice, alte locuri pe care le frecventează și în care se găsesc astfel de persoane, grădinițe, școli, instituții pentru persoanele vârstnice.
În situația în care ei nu-și însușesc obligațiile pe care le au de a vă anunța unde lucrează, unde se mută, în ce domenii activează, care sunt urmările lipsei de comunicare? Legea prevede și infracțiuni în sarcina acestor persoane în condițiile în care nu își îndeplinesc obligațiile, și anume aceea de a se prezenta periodic la organul de poliție sau de a nu anunța deplasările mai mari de 15 zile. Iar în faza inițială, în cazul în care nu dorește, nu vrea sau refuză să se prezinte sau refuză să dea probele biocriminalistice, legea prevede obligarea persoanei respective, forțarea pentru furnizarea acestor date. Recidiva poate fi considerată o boală sau o reacție a unei situații de moment? Devine o boală în ce moment? În momentul în care, și noi în România avem semnale îngrijorătoare, în momentul în care în România infracționalitatea și anumite aspecte ale infracționalității, mai ales cele la viața sexuală, capătă această amprentă de normalitate. Așa, domnule, și ce a făcut? Și ce a pățit dacă a fost violată de 7 inși? Care e problema? Și ea era de proastă condiție, și ea era de proastă calitate, și ea, ca să nu mai comentez. În momentul în care avem o creștere, și aici trebuie să fim foarte atenți, noi, poliția, suntem foarte interesați și suntem cu ochii pe acest fenomen, în care toleranța cetățenilor față de comiterea unor fapte reprobabile, nu vorbesc neapărat de omor, care este infracțiunea supremă, nu ai dreptul să iei viața nimănui, dar și de celelalte infracțiuni, în momentul în care populația și comunitățile devin permeabile, tăcute, consimt, pasiv sau se uită sau nu intervin, atunci când dau loc astfel de fapte sociale. Pentru că eu personal mă îndoiesc că noi avem societate civilă. Societate civilă, asta înseamnă societate care participă și care se implică. Infractorii au găsit modalități prin care să, adică și-au rafinat comportamentul astfel încât să ocolească vecinătățile, da? Și să scape de efectul acesta de supraveghere vicinitară. În cazul acesta, problematica recidivei a criminalității și a prevenției antedelictului și postdelictului nu poate fi realizată, indiferent cât de bine intenționată și de dotată ar fi o instituție, din punct de vedere intelectual, logistic, nu contează. Nu pot gestiona această problemă singuri. Avem nevoie de ceilalți, de oameni, avem nevoie de cetățeni care să sprijine acest demers. Există și o condiție ca aceste persoane evidențiate în Registrul Național să fie scoase din acest sistem? Persoanele sunt scoase din registru în mai multe situații și avem aici situația în care se renunță la urmărirea penală sau s-a dispus clasarea cauzei. Când a trecut o perioadă de 10 ani de la data în care s-a decis suspendarea pedepsei sau amânarea pedepsei și nu a intervenit unul din cauzele care au decis ca acest lucru să nu se aplice, în 20 de ani, în momentul în care persoana implementată în registru are o pedepsă mai mică de 5 ani pentru fapta care face obiectul acestei activități, sau la împlinirea vârstei de 85 de ani, în cazul pedepselor mai mari de 5 ani, precum și la decesul acestora. Vor fi șterse din evidențele cazierului judiciar sau a intervenit amnistia, reabilitarea pe cale judecătorească sau de drept, asta nu înseamnă că persoana respectivă va fi ștersă din registru, activitățile de supraveghere vor continua. Persoana fizică poate, în momentul în care este scoasă din acest registru, să-și obțină propriul certificat de integritate comportamentală în aceleași condiții ca și cazierul judiciar?
Da, există obligativitatea unor persoane de a prezenta astfel de certificate la locul de muncă sau pentru anumite activități. Se poate elibera acest certificat? Au fost elaborate norme de aplicare prin hotărârea Guvernului și formularele tip și valabilitatea este de 6 luni. Există posibilitatea să trasăm niște linii distincte ale unui profil de infractor care este înscris, luat în evidența acestui registru? Ne ajută aceste informații ca să putem să-i anticipăm acele modificări de comportament? Da. Din perspectiva mea și din specificul muncii pe care o desfășor, pentru mine unul și pentru omologii mei ar fi extraordinară această funcționalitate a registrului. De ce? În analiza unui comportament infracțional, unul dintre cele mai importante aspecte este determinarea progresiei criminale, dacă eu suspectez că el a mai servit și alte fapte în trecut. Pentru ca eu să ajung în urmă, cu 20 sau 30 de ani, să mă duc în arhive, să cer dosarul, să ridic dosarul de la instanță, să fac schimb de adrese și să văd el la vârsta de 35 de ani câte fapte a avut în spate, ce tip de infracțiune a săvârșit, a fost el încarcerat sau a arestat preventiv înainte de 21 de ani, ce s-a întâmplat după 21 de ani, a mai fost arestat și a schimbat categoria victimală și a schimbat tipologia victimală. Imaginați-vă că dumneavoastră vă puteți imagina, eu am făcut lucrul ăsta și este mare consumator de timp, de energie, în condițiile în care stai cu ochii pe ceas, pentru că ai un termen în care acest individ poate fi pus în libertate. Iar acest registru, printr-o simplă accesare, și mai este un aspect care trebuie menționat, faptul că este conectat și primește date de la nivel european, eu îi văd acestei persoane excursul acesta existențial, infracțional, personal și așa mai departe. Dar îl văd printr-un simplu click, ceea ce este de foarte, foarte mare ajutor, enorm. Din punct de vedere instituțional, cine are acces la datele care sunt cuprinse în acest registru? În condițiile legii, orice organ de cercetare penală, aici ne referim la poliție, parchet, instanțele de judecată, de asemenea partenerii străini, în momentul în care îndeplinesc condițiile legilor de cooperare polițienească sau judiciară internațională, și alte instituții care, conform atribuțiilor, lucrează cu copii, cu persoane vârstnice sau... Ce ne puteți spune despre colaborarea pe care o aveți dumneavoastră cu omologii din alte state? Am extins aceste colaborări și cu privire la activitățile din Registrul Național, în sensul că mobilitatea persoanelor există, au libertatea de a se deplasa pe teritoriul cărei țări și în momentul în care deținem astfel de date, conlucrăm cu partenerii noștri pentru a stabili locațiile, activitățile desfășurate pe teritoriul respectivei țări, în perioadele în care locuiesc acolo. De asemenea, și ei ne transmit nouă informări când dau date că o persoană din Registrul lor Național se deplasează în România, fiindcă este normal să fie supravegheați pe teritoriul țării noastre. În momentul în care o persoană este luată în evidența acestui registru și a comis infracțiuni care sunt cuprinse în prezenta lege, are voie să părăsească teritoriul României? Sigur că da. Are voie, doar cu anunțarea prealabilă. Orice deplasare mai mare de 15 zile este obligatoriu a fi anunțată organului de supraveghere. Aveți cunoștință despre un astfel de sistem de la omologii dumneavoastră din alte țări? Cum funcționează el și care sunt beneficiile?
Este foarte importantă precizia datelor pe care le introducem. A doua chestiune, de la omologii noștri din Germania, Polonia a făcut pași importanți în acest registru, de asemenea Olanda. Apropo de situația pe care am avut-o noi cu acel olandez, știți, cu o fetiță și așa mai departe. Prins cu dificultate, dacă acest registru era funcțional atunci, nu cred că dura mai mult o oră, de o oră să fie prins. Pentru că deschiderea aceasta suplimentară a canalelor de cooperare internațională, știm foarte bine că noi avem Centrul de Cooperare Internațională Polițienească, care face o treabă grozavă, dar acest registru poate funcționa ca un adjuvant. Și atunci îți este extraordinar de util, vei fi foarte rapid în a vedea pe o hartă, gândiți-vă, itinerariul de deplasare, punctele de staționare, cu cine a vorbit, dacă a fost interceptat în trafic, nu neapărat pentru că este viața sexuală, pur și simplu i-a pus fiola sau etilotestul. Dar faptul că cineva a acționat înaintea mea, pe mine mă ajută imediat să iau măsuri. Este foarte importantă precizia datelor introduse și rapiditatea și seriozitatea operatorilor. Pe de o parte. Pe de altă parte, este aptitudinea polițiștilor de a înțelege ce se întâmplă cu acest registru, dincolo de acel certificat de integritate comportamentală, și de a monitoriza în permanență, oricum ne obligă legea și îi obligă legea pe agresorii sexuali, deci ne obligă și pe noi ca poliție și pe ei ca infractori sau, mă rog, persoane aflate în situație post-condamnatorie, să interacționăm. Iar această interacțiune creează nu numai o presiune psihologică, ci și îți aduce în același timp informație. În România, un minor este victima unui abuz sexual la fiecare 6 ore. Nu-ți lăsa copilul la voia întâmplării. Vorbește cu el. Învață-l cum să se ferească. Apreciați ca fiind un instrument de sprijin suplimentar acest registru național? Consider că va avea un rol benefic în activitatea polițiștilor, cel puțin din punct de vedere al polițiștilor de investigații criminale, prin natura informațiilor care se vor afla în acest registru și prin faptul că vom avea la dispoziție toate datele biocriminalistice ale acestor persoane pentru a fi exploatate pe viitor. Ați putea anticipa pe un termen mediu care vor fi beneficiile acestui registru național? Pentru că debutul lui este relativ recent. Eu consider că este singura inițiativă concretă și foarte, foarte serioasă în prevenirea recidivei. Sunt optimist că acest registru și implementarea sa, în condițiile arătate, și evident știu alții mult mai deștepți decât noi ce înseamnă, iar utilitatea sa, evident, se lasă așteptată. Și vom vedea rezultate. Oricum, beneficiul este, dacă vreți, beneficiul, este de ambele părți. Beneficiul celui care a suferit o condamnare și s-a eliberat este aceea că simte că cineva îl privește, dar nu ca în cartea, ca în beletristică, în 1984. Iar beneficiul nostru este acela că avem informație. Și cu cât avem această informație, ei fiind înaintea noastră, pentru că e comifapta, noi venim după, cu cât avem această informație în timp real, cu atât este mai bine. Pentru toți. Registrul Național Automatizat reprezintă un mijloc de cunoaștere, supraveghere și identificare operativă a celor care au comis infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile sau infracțiuni contra libertății și integrității sexuale. Astfel, reprezentanții Poliției Române, alături de toți partenerii implicați în lupta împotriva infracționalității de orice natură, depun eforturi pentru a permite identificarea cât mai rapidă a infractorilor printr-un sistem coerent, corelat la nivel internațional.